pricile iubirii. Mihai și Hatice se pregăteau ieri pentru sesiunea live cu telespectatori, iar comentariile primite păreau să sancționeze atitudinea lor din timpul task-ului. Calm, da, nu vreau să... De asta nu mai pot eu. Dar nici nu... De lume nu mai pot eu. Dar ce e, băi? De alții, de afară nu mai aveam chem. N-am de strâncat. Că vorbesc eu. Eu vreau să râdem, să ne simțim bine. Hai și Vlad și cu Daniel, că ei n-au zis nimic de ne când a zis toată casa că e liniște în casă. Că nici Dani nu a înțeles de ce s-a zis lucrul ăsta, că e mai multă liniște în casă de când a plecat. Că n-am deranjat pe nimeni. În fine, deci ți-am zis, pun jurăturile, mulțumim. Iubire, ascultă, mulțumim asemenea. Mulțumim frumos, să vă fie primit. Merge mai departe, că unde merită să răspunzi cu subiect și cu predicat, răspundem unde nu merită, mulțumim. Lipsă totală de educație, respect și bun simț, să vă fie rușine. Mulțumim, doamna. Cine vorbește? Doamna David, unde sunt jucăriile? Cred că la mama ta le-am pierdut pe acolo. Sunteți în cuplu. Nu vă dați bătuți, nu o să ne dăm niciodată bătuți și nici nu o să dăm satisfacție altor persoane. Cred că poți să întrebi mama ta ce a făcut în Dubai. Felicitări, Roberto, la că l-am ridicat și pe el. Ne bucură. Realizați acum unde vă este locul, unde vă sunt susținătorii. Dar este grija ta unde sunt susținătorii noștri, trebuie să-și piardă timpul cu persoane ca voi, sunteți prea limitați. După ce au văzut imagini cu ei din timpul sesiunii live, în gala de astăzi, Hatice și Mihai concluzionau. M-a surprins un pic reacția ta în live. Mă așteptam să fii mai asumată, în sensul că ok, am greșit, dar am văzut că ai răspuns foarte tăios unor comentarii. Bineînțeles, având în vedere că lumea vine să vorbească despre ce nu știe, normal că le răspund. He, uite, aici tu greșești, aici este lecția pe care tu nu ai învățat-o. Deși Mihai ți-a spus, uite, hai să conștientizăm, discuția aia din cameră a fost foarte ok. În momentul în care greșești, cum s-a întâmplat în cazul vostru și ați recunoscut amândoi că ați ricalul mult, e normal ca oamenii să reacționeze și să vă taxeze. Cum crezi că ar fi fost dacă ai fi dat un pas în spate tu? Nu știu, pentru că nu l-am dat. Și am văzut că Mihai a încercat să facă chestia asta și a intrat peste el. Apropo de ne potențăm în bine și în rău, să ne potențăm în bine și rău să-l lăsăm deoparte. Trebuie să ieșiți din starea asta, din atmosfera asta. Nu întâmplător toată casa a spus că s-au simțit mai liberi și mai liniștiți cât ați fost plecați. Trebuie să vă readaptați. Asta va fi și pentru voi o lecție de adaptare. Dacă reușim să, nu știu, să fim iarăși niște oameni integrați în casa Mireasa, cât om stă aici? În pauza publicitară, Mihai observa că Hatice era puțin cam irascibilă. Nu trebuie să spun așa mică. Nu, acum. Cred că mamele mă trebuie să spate mea. Să văd. Te enervează orice zi, mă, frate, ce tot ai? Nu înțeleg ce ai. De ce nu comuni? De ce nu? Ai nervi? Nu, da, încerc să zic niște lucruri și că nu vrei să le înțelegi sau te faci că nu vrei să înțelegi, nu știu tu. Ai nervi? Așa, un pic. La nu mi-am dărut ce zic eu. Sau să te strâmb, sau să dai ochii peste cap, sau să ofitezi în interiorul tău, că te simți. Sau dacă îmi zici mie ceva, eu... Așa să fac? Nu. Eu o să-ți fac. Mamă, ce mă nervezi că-mi faci așa. Nu, te enervezi orice lucru. Observ. Nu mai există bine. Da. Sunt impresionat să nu zic să ne calmă. Da? Te rog, uite-te la mine. Că nu zic, mă cer cu tine. Dar ce înțelegi că nu mai vreau să mai văd nimic cu noi, să iei tu să mă iei, da? Pun un lucru, fac un gest, când ți-ai nu e nevoie, că nu mai am chestia. Ce să faci? Nu știu ce să faci. Ce zic eu? Păi nu înțeleg că vorbești cu gura în stânga, iubire, ci tot... Bine, o să vorbim după, te rog frumos. Capricile iubirii. Bun, aș vrea să îmi spuneți și mie despre ce vorbeați aici, că... Cred că era despre material. Nu știu, o simțeam că e supărată, că oftează în continuu. Dar de ce te-ai supărat, Hatice? Oarecum am gafat-o foarte tare, nu mă simt foarte confortabil.
ești supărată pe tine? Că pare că ești supărată pe alții și că orice ți-ar spune alții te așa deranjează. Așa și în casă, am avut nevoie să mă închid și ieri și astăzi. Am simțit nevoia să stau cu mine, să mă gândesc la tot. Și nu, sunt supărată pe mine și oarecum ceilalți poate înțeleg că sunt supărată pe ei, dar nu. Uite, cum ar trebui Ștefania să procedeze? Că avem un exemplu concret. Mihai a simțit nevoia să facă un pas în spate și cumva să reconcilieze toată treaba un pic mai repede. Și Hatice simte nevoia cumva să tacă și să... să... nu știu. Uh-huh. Exact ceea ce spuneam înainte, adică avalanșa nu vine către tine dacă tu nu o provoci. Uh-huh. Și asta înseamnă ca fiecare dintre ei să învețe din aceste situații, da? Să se uite în urmă și să învețe. În primul rând să conștientizeze că există o problemă acolo, pentru că reacția este foarte mare în raport cu stimulul. După adică aceea... ce, mergem pe principiu că dacă trei ți-au zis că ești beat, te duci și te culci? Nu neapărat. Dar trebuie să observi, da? Dacă ea este supărată pe ea, înseamnă că știe ea de ce este supărată. Și acum aș vrea să te întreb. Nu, nu ne spune chestia asta de două zile sau nu știu. De ce ești supărată pe tine? Păi, nu este prima oară. Uh-huh. Aici am avut ocazia să mă văd în oglindă. Ok. Să lucrez la mine și nu am făcut-o. Să știi că este nevoie să fii blândă cu tine, să fii tolerantă, să te accepti, să te iubești așa cum ești tu, în același timp să conștientizezi dacă este ceva care te necăjește, care te doare, da? Pentru că este evident că oamenii reacționează atunci când apeși, da? Undeva unde doare, da? Și este nevoie să vezi unde doare, de ce doare, să lucrezi la acea chestiune. Este nevoie să înțelegi că, de asemenea, asta nu se întâmplă așa rapid, da? Este nevoie de un timp. Dar nu te critica foarte aspru și foarte dur, însă în același timp să lucrezi, să conștientizezi și să observi și să înveți, să te uiți în urmă și să înveți. Dar eu vreau să te întreb ceva. Tu crezi că ai greșit sau tu crezi că nu ai fost înțeleasă? Am greșit, normal. Am greșit. Evident am greșit, adică... Dar cu ce ai greșit? Știi cu ce ai greșit? Sau ai înțeles? Ce ți-au reproșat alții vis-a-vis de... Și cu ajutorul celorlalți am înțeles unde am greșit. Nu sunt nimeni să jignesc, mai ales că fiecare dintre noi avem o familie care s-a chinuit pentru noi. Nici mama nu-i mândră. I-am făcut o promisiune, nu m-am ținut. Știi care e chestia, Hatice? În momentul în care, știi, e ca vorba aia, în momentul în care ridici și arăți cu degetul, și ai arătătorul îndreptat către cineva, gândește-te că ai alte trei degete îndreptate către tine. Dar faptul că ea recunoaște că a greșit este un pas și vreau să vă dau de un exemplu. Am avut un cuplu ieri în care ei se certau foarte tare, da? Adică au descris o ceartă teribilă undeva în mașină. Și el a început să țipe, evident ea a început să țipe de asemenea și este o tehnică simplă, da? Când unul țipă, da? Celălalt să vorbească din ce în ce mai încet, pentru că este practic obligat să facă liniște ca să-l audă pe celălalt ce spune. Foarte drăguț. Uite, da? Vezi? Adică de asta spun, depinde de ce dai pentru că aia primești. Da. Eu vreau să pun o întrebare pentru că eu sunt convinsă că va veni pe grupuri și peste tot în online și vreau să o anticipez ca să înțeleagă lumea din start, poate e deja. Se întâmplă ca această schimbare a ta de comportament, pentru că ieri spuneai că greșești, dar nu arătai neapărat lucrul ăsta prin cum vorbeai și cum ai reacționat. Să fi fost din cauza sau datorită faptului că ai ieșit astăzi pe locul întâi din nou, când nu te așteptai? Nu mă așteptam, bineînțeles, pentru că știu cât de greu le este și celor de afară, chiar dacă vor să ne susțină. Cu siguranță știu că nu acceptați un asemenea comportament. Ceea ce m-a ajutat pe mine să înțeleg este, revăzând imaginile și stând eu cu mine și analizând toată situația. Asta m-a făcut. Știi care este treaba? Știi la ce trebuie să lucrezi? Că nu știu acum dacă tu crezi că ai greșit sau nu ai greșit. Dar gândește-te așa, în momentul în care ai deschis gura și ai spus ceva, uite, eu deschid gura și spun ceva Ștefaniei. Și încep să-i spun... Că maică ta, taică tu, face, drege, așa...
pune-te pentru o fracțiune de secundă în situația Ștefaniei, știi? Și gândește-te că s-ar putea să se întâmple. Asta zic. În rest, mai învățăm. Bun, printre multele mesaje primite din social media, a fost și un mesaj care a venit de la Alex. Voi nu l-ați văzut. Pentru că au fost multe și veneau repede. Dar pentru că noi am avut un administrator vigilent, l-am reperat și iată-l. Mihai, Hatice, nu mai băgați în seamă persoanele de acolo. Îi știm noi foarte bine. Dima, Sabrina se dau pe lângă Andrei știind că are mulți susținători, ca să ajungă în finală. După aia, susținătorii lui Brebenoiu o să-i voteze în finală. Vlad m-a acuzat pe mine că am luat legătura cu un grup pe când el anunțase și pe contul lui de intrarea în casă și sora lui i-a anunțat peste tot că i s-au cumpărat like-uri la videoclipul de pe Facebook. Arab și chinezi. Stați împreună tu și Hatice. S-au unit legendele. Nu vă mai consumați și nu o să schimbați părerea lumii despre victima națiunii și nici despre cei care le fac gardul ca să-l poată sări în finală. Țin legătura cu mama ta, Mihai. Eu sunt aproape din depărtare. Vulturul. Ai un tatuaj pe mână, Mihai. Lasă-i pe ei să fie acele păpuși și națe. Să nu vă vindeți, cum o fac alții. Voi nu aveți preț, aveți valoare. Îmi pare rău că nu m-am gândit ca la un concurs. Vreau să joc la nunta voastră pe dansurile mele. P.S. Aprecierea doamnei Loredana pentru mine să se îndrepte către voi și către copiii dumnea ei. Atât știe de ce spun asta. Acesta este mesajul care a venit din partea lui Alex. Evident că vă includea și pe o parte dintre voi ceilalți din Casa Mireasa. Bună seara, Alex! Română, doamna Gabriela. O să rog să dăm telefonul și pe platou ca să se audă telespectatorii și să audă și concurenții. Alex, ne auzi? Da, vă aud, să rămână doamna Gabriela, să rămână doamnei Tiu. Da, din păcate noi nu auzim aici în platou. Imediat, te rog să mai zici ceva, Alex, ca să reușim să... M-a auzit acum? Acum, în sfârșit, dar mai tare un pic, o să-i rog pe colegii mei. Te ascult, Alex. Bun. Da, este al meu mesajul, îmi aparține. Păi știam! Am înțeles. Mai sunt persoane care își fac conturi false cu numele și prenumele. E, de aceea am ținut. De aia te-am și sunat, că știam că... Na. Așa, Mihai, zâmbește, că ai de ce să zâmbești. Bun. Ai făcut niște afirmații în mesajul ăsta, referitoare la ceilalți. Corect. Pot să fii un pic mai explicit, că până la urmă... Da, păi de când am avut acces la telefon... Am avut și eu timp puțin să mă uit pe site, pe Instagram. Și ce ai constatat? Și am constatat că am avut dreptate. Cu ce? Cu faptul că Vlad a anunțat și el intrarea oarecum în casă, că altfel nu pot să înțeleg de ce pe data de 12 ianuarie deja știa lumea de el că intră. La ce te referi? Mă refer că a fost și el pus pe un anumit grup care intra în casă. Dar să știi că chestia asta se întâmplă la fiecare ediție Mireasa și sunt grupuri care încearcă să anticipeze care sunt concurenții. Vlad m-a acuzat pe mine că eu luasem legătura cu un grup. Vlad, e adevărat? Ai fost căutat? De niciun grup. Păi și atunci cum îți explici că pe 12 ianuarie lumea știa că tu intri? Păi telefonul meu a fost la sora mea. Și noi am fost prezentați pe data de 16. Dar restul nu am anunțat absolut pe nimeni. Eu am fost... Deci am știut că intru în casă pe data de 5 ianuarie. Plus de asta se cunoaște și el cu fostul concurent. Nu vreau să-i mai dau numele. Cu Alexandru, da, am ieșit și la... Când a fost cu Splash, a fost și dumneavoastră la Bacău. Și ați mâncat, mâncat la același restaurant unde mănânc și eu, adică restaurantul unui prieten. Și să trecem la următoarea persoană, unde, bineînțeles că este Dima. Așa. Întreba doamna Simona odată care este firul logic. Care este? Este că se cunosc, da, am zis, că au fost amândoi la grădiniță sau unde au fost și e clar. Da, a zis și el asta, nu e noutate, Alex. O fostă colegă de generală care a fost în sezonul 4. Care e legătura? Asta 3 săptămâni, 4 săptămâni în competiție. Se întâmplă să te cunoști cu oameni, asta unul la mână. Cât despre... Alex, te rog frumos să-mi dai și mie voie să vorbesc, mulțumesc. Cât despre susținerea lui Andrei, că s-a îndreptat Dima sau eu, nu știu cine, către Andrei, ce scrie.
acolo. Nu știu cine s-a îndreptat. În primul rând, în momentul în care noi am decis să-l ajutăm pe Andrei să treacă de acel hop în care era în cursa de eliminare, Andrei nu mai era nici măcar în top. Nu aveam de unde să știu câte persoane îl susțin pe el și așa mai departe. Alex, hai să vorbim pe rând, lasă-i și pe ei să spună și după aceea poți să spui și tu punctul de vedere, că nu înțelegem ce spui și degeaba, nu? Da? Ok, mersi. Da, deci Andrei nu era în top. Eu am dat mesaj la Antena Play timp de 4 zile la rând, ca oamenii, și Simona știe foarte bine, ca oamenii să-l susțină, să-l ajute să treacă peste această etapă, pentru că este cu Simona și au nevoie să fie împreună aici. În momentul respectiv Andrei nu mai era în top, noi ne-am înțeles bine de dinainte, de dinainte de faza cu susținerea. Eu cu Simona sunt prietene de când a intrat în casă, nu are absolut nicio legătură. Alex, te rog. Dima s-a schimbat în urma intrării lui Bogdan în casă, când Bogdan i-a zis lui Dima că are mulți susținători Andrei afară, unul la mână și doi la mână să-și arate adevăratul caracter. Bun, dar tu ce vrei să insinuezi acum? Stai un pic, Alex. Ce vrei să insinuezi acum cu chestia asta? Sau ce? Coplinele. Poți să repezi, te rog? Să-și arate adevăratul caracter. Exact cum este Dima. Poți să răspund și eu? Adevărat este atunci când i-a dat lui Andrei Cana să-i o stele. Mm-hmm. I-a dat câine lui, să-i dat din ea. Okay, lasă-i. Bun, okay. Dima, deci e adevărat că Bogdan ți-a zis că ai mulți susținători afară? Nici de cum. Sau Andrei? Doar că, eu nu o să-mi bat capul să răspund unui om căruia eu nu i-am permis nicio secundă. Sunt singurul băiat din casă care nu i-a permis să aibă un conflict cu el. Nici acum nu o să-i permit acest lucru, pentru că sunt un om. Dar nu e vorba de conflict, este vorba Nu o să-i răspund lui Alex, pentru că Alex... Se numește drept la replică, Dima. Sigur, dreptul meu de la replică este acesta. Nu mă interesează, nu m-a interesat. E dreptul tău dacă acest vrei să renunți nume. La el. Niciodată, nu i-am permis niciodată să aibă un conflict cu mine și cu Sabrina și îl macină foarte mult acest lucru. Mulțumesc. Și întrebarea până la urmă este de ce este singurul concurent care face asemenea afirmații despre ceilalți concurenți din casă? Că au mai plecat și alții și n-a mai stat nimeni să intre în legătură. Pentru că n-ai avut niciun conflict cu noi. Uite, e o întrebare pentru tine. Nu de doar ce? Cu noi. Da, de ce? Rog să o repet. De ce ești singurul dintre toți concurenții care au părăsit emisiunea care are ceva comentat despre ceilalți? Nu ți-a ajuns popularitatea pe care ai avut-o până acum? Hatice, că și cu Hatice m-a încercat. De ce nu am? Pentru că este Mihai la mijloc. Este Mihai la mijloc. Da, da, da. Dar nu vorbesc doar despre noi. Tu ai păreri despre toată lumea de aici, în afară de cei cu care tu te-ai înțeles. De ce doar tu, dintre toți concurenții care au părăsit emisiunea, simți nevoia să te afirmi în continuare? Noi am spus de când ai fost propus spre eliminare că ți-am cedat locul să rămâi aici tu și să plecăm noi și acasă. Să plecăm noi acasă împreună, nu fără niciun fel de problemă. Nu cred că e. Exact. Nu știu cine își dorea mai mult aici, să stea în emisiune dintre mai mult noi. Decât tine. Ăștia sunt vrăjel de 2 bani. Ca să dea bine pe TV. Poți să te mai întreb ceva, te rog frumos? Te rog, pune-mi întrebări ca. Da, da, da. Cum e vremea afară? Nu prea pune in. Afară cum e vremea? Erai mai reținut când. Mulțumesc frumos. Afară cum e vremea? Da, dacă începeți cu chestii de genul ăsta, dacă începem cu chestii de genul ăsta, să se calmeze un pic, pentru că nu este cazul. Eu nu i-am dat replică niciodată, pentru că l-am evitat frumos, am știut să-l evit pe acest Macarie. S-a luat cu toată lumea de aici din casă și am fost singurul care l-a evitat, a evitat un conflict cu el. Asta înseamnă mult. Am știut să-l evit. Am știut să-l evit și știu în continuare să-l evit pe acest băiat. Pe acest băiat. Alex, eu aș vrea să te întreb altceva. Mă auzi? Rob. Îți e dor de Irina? Sincer? Nu pot să zic că mi-este dor, pentru că eu am lămurit treaba asta cu ea. Cu vreo 4 zile înainte să știu că o să ies. Da, dar ea acum este propusă spre eliminare. Dacă va ieși... Eu am văzut-o. Dacă va ieși săptămâna viitoare de aici, o aștept? Știam că este mult mai sigură pe ea și mult mai încrezătoare în ea, cu siguranță o așteptam. Deci nu o să o cauți? O să vorbim, doamna Gabriela. Nu asta te-am întrebat. Păi ne căutăm reciproc, o să vorbim. Uh-huh. Sau te-au năpădit fetele? Și tăcere e un răspuns. Nu, râsul tău e chiar un răspuns mai... Bine, Alex, mulțumim mult de tot, baftă multă și te așteptăm. Mihai sus, capul sus, Hatice la fel. Ok, mulțumim frumos.